Vedeți aici marcat terenul de 50.000 de metri pătrați, pe care până acum o lună consideram că îl avem în folosință. Aici este terenul nostru de sport, pe care acum o lună au intrat niște persoane, niște muncitori, au tăiat niște duzi și au început niște săpături pentru a amenaja, se spune în zonă, o construcție nouă, poate un hotel. Prefectura București a împroprietărit anul trecut familia Tonola cu terenul de 8.000 de metri pătrați pe care îl revendică școala Regina Elisabeta. Bucata de pământ le-a fost dată moștenitorilor în compensație pentru un alt teren ce nu putea fi retrocedat. A fost propus ca și compensare acest lot de 8.000 de metri în curtea școlii, în referatul și în raportul de specialitate pe care subcomisia de la sectorul 2 l-a înaintat către comisia de pe lângă prefectura capitalei. Se specifică că acest teren nu este afectat de construcții, pe el crește o vegetație haotică și este folosit de locuitori din zonă ca teren de fotbal. N-am cunoștință că la momentul respectiv ar fi fost un litigiu pe rolul instanțelor de judecată, pentru că altfel nici nu se putea. Au cunoscut sau nu, cert este că școala a solicitat să-i fie eliberat un titlu de proprietate pentru acest teren, iar procesul se află încă pe rol. Și înainte ca judecătorii să dea vreun verdict, terenul nu poate face obiectul vreunei tranzacții. Construcția a apărut, știți cum, cam povești, noaptea, pe întuneric, după ce ne încheiam noi activitatea pe aici, cam așa. Ați văzut pe cineva seara când vă încheiați activitatea? Seara, da, am văzut muncitori, dar în momentul în care ne apropiam să întrebăm dacă au o autorizație pentru ce vor să construiască, dispăreau. Pentru că titlul de proprietate a fost acordat de Comisia Prefecturii, prefectul capitalei a început astăzi o anchetă pentru a vedea cine nu a verificat în detaliu toate actele atunci când a fost întocmit dosarul de împroprietărire pentru moștenitorii lui Tonola. Punct final în dosarul Mihăilești. Fostul director al combinatului Dolj-Chim Craiova, care a produs azotatul de amoniu, și administratorii celor două societăți de transport implicate în explozia de la Mihăilești au fost condamnați la câte 4 ani de închisoare. Sentința Curții de Apel Galați este definitivă.